În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, ce bucurie puteți avea? Vizelucioși, astăzi, dacă v-ați uitat pe calendare, în afară de faptul că este duminică și 1 octombrie, acoperământul Maicii Domnului, este însemnată Duminica Nostricea după pomorârea Duhului Sfânt. O duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne așeza în predica de pe munte, a ne aduna într-o zonă în care Mântuitorul vorbea despre ceea ce urma să instaureze, o împărăție a cerurilor. Urma să îmbunătățească decalogul cu cele 10 porunci care îi impuneau un mod de viață, cu cele 9 fericiri care veneau numai să recomande un alt mod de viață. Sincer vă spun că a sta pe muntele Măslinilor, credeam până mai de bună zi că este a-ți împropria un mod de viață. Dar este mai mult decât atât. Pentru că dacă uităm că de fapt împărăția cerurilor, Mântuitorul ne-a spus foarte clar că este în noi, înseamnă că vom căuta toată viața în altă parte unde este împărăția. Mântuitorul a venit să instaureze o împărăție în noi și de fapt să ne deschidă un nou orizont, acela a posibilității de a vedea omul că împărăția este în el, în interiorul lui. Nu trebuie să fim la poalele muntelui Măslinilor ca să înțelegem că Hristos este în noi. Nu trebuie să plecăm mai departe. Nu trebuie să înconjurăm pământul de 7 ori ca să vedem cine știe ce, ci să înțelegem că împărăția celor este în noi. Și pentru prima dată când m-am gândit la un alt mod de a prezenta muntele Măslinilor cu fericirile lui, a fost acela care astăzi când am citit Sfânta Evanghelie, pe care ca preot am citit-o de cele mai multe ori în viața mea, pentru că acum 28 de ani am fost instalat aici, la Sfântul Nicolae Vechi. Deci este prima mea Evanghelie citită în calitate de preot. Astăzi mi-a căzut emoția și inima exact pe acest înțeles, că trebuie să avem o bucurie în toate. Niciodată nu. Și când am deslușit cu inima și cu mintea acea întrebare, ce bucurie puteți avea dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, mi-am dat seama că aici, de fapt, sunt două chei. Una care deschide înțelesul iubirii adevărate și a doua, nu știu care e mai importantă decât cealaltă, că în viața aceasta tot ceea ce trăim trebuie să fie o bucurie. Și le-am luat așa în mintea mea pe rând. Cum adică ce bucurie poți avea dacă iubești pe cei ce te iubesc pe tine? Este o întrebare la îndemâna tuturor. Imaginați-vă că în viața aceasta iubiți pe cineva. Dacă sunteți părinți, iubiți copiii. Dacă sunteți soți, iubiți soția. Dacă sunteți bunic, iubiți nepotul. Dar întrebarea este următoarea. Când îl iubiți? Dacă îl iubiți atunci când vă iubește el pe voi, ce bucurie puteți avea? Niciuna. E o bucurie de manual. Da, îmi iubesc. Păi mei. Dar nu și păgânii fac același lucru? Nu și ei se adună între cei care se iubesc unii pe alții? Nu. Trebuie să-ți iubești nepotul atunci când nu-l mai iubește nimeni. Și atunci când îți face cele mai mari șicane. Pentru că de asta sunt nepoți. Să-ți facă și șicane. Dacă îl iubești numai atunci când el te ia în brațe.
Dacă îl iubești numai atunci când vine cu o bucurie mare de la școală sau de la grădiniță, ce bucurie poți să ai? Și păgânii fac la fel. Dacă cineva îți spune lucruri frumoase și îl iubești, nu poți să ai acea subtilitate a bucuriei pe care muntele măslinilor prin fericiri ni-l aduce în noi. Ne aduce împărăția din toată lumea aceasta în noi. Și cum se face? În bucătărie se numește reducție. Vii cu o ladă de Dom Perignon și faci două picături de reducție. Asta a făcut Mântuitorul. A luat ce era mai frumos în lume și a făcut o reducție. A fiert-o el însuși. A răzilit-o pe cruce. A coborât în iad și a înviat. Și ne-a dat nouă această reducție. Și ne-a avertizat că nu trebuie să alergăm peste tot, ci trebuie să atingem în punctele esențiale. Și așa cum v-am spus, copilul tău poate că te-a necăjit odată și dacă te uiți la textul de astăzi, ce bucurie poți avea dacă iubești numai pe cel ce te iubește, o să înțelegi că copilul tău are nevoie de iubire atunci când îți greșește, nu atunci când te ia în brațe. Dacă vom înțelege că și cel care este lângă tine, că e vecin, că e ucenic, că e șef, că e coleg, trebuie să fie iubit atunci când îți greșește, atunci când nu-ți respectă absolut nimic, atunci când merită cel mai puțin. Atunci trebuie iubit. De ce? Ca să ai tu o bucurie. Pentru că numai atunci există bucurie. Atunci când cineva nu merită să primească ceva. Pentru că, vedeți, acest târg pe care Mântuitorul îl prezintă cu toate obiceiurile și cutumele din lumea în care trăia el atunci, se continuă și astăzi. Spune, dacă împrumutați numai pe cei de la care nădăjduiți să primiți înapoi, ce bucurie aveți? Vedeți până unde merge. Se spune că odată un coleg de școală generală s-a întâlnit cu alt coleg de-al lui, pe care îl știa foarte zgârcit și zice, bă, dar am zis că tu ai ajuns bine. Eu zic, ce faci tu cu banii? Eu îi împart săracilor. Aole, așa mult te-ai schimbat. Eu te știam altfel. Dar tu din ce trăiești? Din dobândă. Aici ne limite Mântuitorul astăzi. Dacă împart săracilor, fă-o până la capăt. Eu v-am mai spus și altădată, dar îmi place să vă repet că e vorba de Părintele Arsenie, care m-a avertizat la un moment dat că voi fi asaltat de oameni ca să le dau câte ceva. Ce și vezi că mulți o să-ți ceară împrumut. Să nu faci asta niciodată. Spune-mi cum să faci ca să fie bine pentru toată lumea. Când vine cineva să-ți ceară, cu împrumut chiar, te gândești așa la o sumă care să fie rezonabilă și pentru cel care a cerut, dar și pentru tine atât de rezonabilă încât să nu aștepți niciodată și chiar dacă se va întâmpla să-ți o dea cineva înapoi, să-i spui nu, eu nu pentru astăzi am dat. Și astăzi am înțeles că aici este bucuria. De exemplu, tata s-a dus la părintele și tot se văieta și la un moment dat părintele a zis, frate, stai aici, cam de ce sumă ai nevoie? Că știu că v-ați mutat la larguri la cumpăra și aveți la casă de făcut ceva și părinte, noi avem nevoie de 6.000 de lei. În condițiile în care un salariu era 1.500. Așa s-a dat. Și atunci părintele s-a întors și a dat lui tata 6.000. Păi când să-i dau, că nu știu ce, n-a mai avut tata cuvinte să mai spună nimic, dar vreo un an jumate, doi, s-a străduit să pună banii la loc.
Dar știți cum vine ispita? Când să-i pui la loc, mai vine altă gaură, o acoperi pe aia, iar trebuie să mai acoperi. Ce mai, cam vreo 2 ani de zile i-a pus la loc și a zis, Florin, voi a zis, mama, nu mai pune mâna pe ăștia, direct la Chechirion. La Chechirion și acolo, la părintele, părinte, în sfârșit am reușit și noi, mulțumim pentru rugăciuni, că aproape că nu mai puteam să-i mai strângem înapoi, uitați ăștia-s banii, care bani, frate, stare? Păi ăștia, 6.000. Ce, dar, frate, stare, tu crezi că eu dau bani ca să-i primesc înapoi? Ăștia-s pentru tine, pentru familia ta. Și a devenit că tata i-a folosit de 2 ori. Că părintele nu i-a dat numai 6.000, i-a dat 6.000 de 2 ori. Pentru că i-a mai folosit încă o dată. Și bisericioși, cred că aici este esența. Foarte greu de găsit. Aici este reducția care se face. Dintr-un obicei pe care poți să-l iei și să-l retrăiești. Și eu, într-adevăr, atunci, vă imaginați, păduche, păduche, nici n-am pus la memoria mea că va veni o vreme când va cere cine să ceară, mă, de un păduche, cine să ceară. E, a trecut timpul și a început să fie schimbat rabantul în alta, a început lumea să se mai apropie de mine și au început și categoria de care părintele mă avertizase că va apărea. A apărut mai repede decât credeam eu și au început să-mi ceară bani. Și atunci mi-am adus aminte de principiu. Este extraordinar principiu. Eu care la început bâșbuiam și nu știam cam cum să fac așa ceva, vă dau numai un exemplu. A venit un student la mine care avea nevoie de ceva și mi-a zis și suma era măricică. Zic, mă, acum, hai că a venit vremea să pun în practică ceea ce mi-a zis părintele Arsenie. Că le-am și luase de mai multe ori ca să fie spovedania completă. Dădusem fără să mai primesc nimic înapoi. Dar îi dădusem crezând, aici era problema, că dădusem crezând că mai vin înapoi și a fost o mare greșeală. Și gata, a venit vremea. Și l-am chemat și cam un sfert din suma aia pe care el vrea să o ia împrumut, a zis, ăștia sunt pentru tine și nu erau înapoi. Și a zis, părinte, da, ce-mi dați este mai important decât cât v-am cerut. Că m-aș fi obligat să-i pun înapoi și să vă spun ceva. N-aveam de unde să-i pun înapoi. Dar suma asta este înmiit mai mult față de ceea ce vroiam să obțin de la dumneavoastră. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, este o esență în toate. Dacă vrei să înțelegi mecanismul ăsta, inclusiv financiar, trebuie să înțelegi că este dincolo. Păi dacă nu ai bucuria că ai făcut ceva, nu te aliniezi cu ceilalți care și îi fac la fel, cei care trăiesc în dobândă. Și atunci să ne întoarcem la ale noastre. Esența este bucuria. Asta înseamnă că în orice facem, trebuie să găsim această esență a bucuriei. Orice facem. Că împrumuți cu bani, că dai, că sunt lucruri pe care le vezi într-un fel sau într-altul, că iubești pe cineva, trebuie întotdeauna să te întrebi care este esența lucrului aceluia, pentru că eu sunt dator să am bucurie, pentru că asta este tema, de fapt, a Muntelui Măslinilor, fericirilor. Eu trebuie să înțeleg că în orice gest pe care îl fac, trebuie să am bucurie. Nu știu dacă v-a zis cineva lucrul ăsta. E o nebunie. Eu de-abia pot să vorbesc, îmi dau seama de ce descoperire personală am făcut. Adică în orice facem, trebuie să fie o bucurie. Asta înseamnă că atunci când mă apropii de nepot și reușesc să-l iubesc atunci când, după părerea multora, m-a supărat într-un fel sau într-altul, înseamnă că esența este exact acolo. Când îți iubești vrăjmașul ca pe antrenorul tău care te învață să faci lucruri adevărate, atunci este esența. Înseamnă că tot ceea ce ne înconjoară trebuie să ne trezească. Bucură-te! Nu ăsta a fost mesajul Mântuitorului când s-a întâlnit cu femeile mironosițe? Bucurați-vă, le-a zis. Dar cum să te bucuri? Că nu știi. Uite, eu astăzi am învățat un singur lucru. Că trebuie să-l iubești pe celălalt
când crezi tu că nu merită cel mai mult. Aceea este bucuria. Pentru că bucuria este dincolo. Dacă este un schimb, dai ca să primești, nu încape bucurie în acest târg. Dai și primești. Unul la unul. Da, unul la 1,8, nu știu cât mai acum e CCM, dar mă rog. Dacă reușești să pătrunzi în acest fenomen al schimbului, că până la urmă și iubirea este un schimb, dar trebuie să scoți o dobândă adevărată. Dobânda adevărată este fix momentul în care iubești pe vrășmaș, pe cel care nu este iubit de nimeni, pe care nici tu nu poți să-l iubești, că este în momentul în care este iubibil cel mai puțin. Atunci poți să înțelegi că dincolo de iubire mai este introdus un principiu, bucuria, care este din salutul Mântuitorului. Herete, bucură-te! Legătura între iubire și bucurie, nu știu dacă pot eu să vă prezint, o trăiesc, dar deocamdată numai la nivel emoțional. Bucuria este mai mare decât iubirea, pentru că bucuria este cea care constată iubirea, cea care constată că te-ai învins, că ai făcut un lucru pe care nu l-ai făcut așa comod. Aceea este esența bucuriei. Foarte multă vreme am învățat pe oameni că sunt trei lucruri care nu există. Ele există prin lipsa calității adevărate. Cum este iubirea, adică cum este ura, care este lipsa iubirii, cum este întunericul, care este lipsa luminii, cum este frigul, care este lipsa căldurii. Dar nu m-am gândit niciodată că, de fapt, și iubirea are un aspect important, bucuria. Să fii bucuros că iubești. Cum poți să fii bucuros că iubești când primești imediat la schimb aceeași bucurie sau de cele mai multe ori mai mult decât dăruiești tu? Dacă nu intervine această bucurie în relația de iubire, înseamnă că bucuria nu poate, că iubirea nu poate să fie cuantificată. Și dacă nu e cuantificată, nu are o valoare de raft. Și dacă nu are valoare de raft, nu știu unde să o pună cel care o așează. Știți că există acum valoare adăugată pentru așezarea la raft în dreptul ochilor, sau mai sus, sau mai jos de ochi. Ca să te ia de ochi e o expresie, nu e o expresie, este o realitate să te ia de ochi. Că sunt produse care sunt așezate să te ia de ochi, mult mai puțin valoroase decât altele care sunt mai jos sau mai sus, și tu pui mâna pe ăla. De ce? Pentru că e mai simplu așa, că îl vezi și imediat ai ridicat mâna și le-ai luat și le-ai dus în coș. Așa e toată viața. Iubirea aceea la dispoziție, iubirea aceea pe care poți să o primești și să o dăruiești așa cu nonșalanță, dar bineînțeles că e frumos să-ți iubești un nepot care îți sare de gât. E frumos să-ți iubești un copil care vine cu note mari de la școală. Este frumos să-ți iubești un vecin care te salută mereu și constați că a făcut din jumătatea lui de gard și jumătatea ta și te-a ajutat cu ceva. Da, e frumos, e ușor să-l iubești. Dar ia să vezi cum vine copilul care are nevoie de ceva și că n-a luat nota cu care tu l-așteptai să vină și că ți întoarce spatele, că e supărat. Poate nu cu tine, poate cu niște colegi, sau poate chiar și tu l-ai dezamăgit. Atunci trebuie iubit. Atunci vei avea, dacă îl iubești, bucuria de care astăzi Mântuitorul ne învață că este neapărată nevoie să o avem. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce bucurie puteți avea. Iubiți pe vrășmașii voștri. Am crezut multă vreme că este o teorie, că se instaurează
o împărăție care are niște cutume și se așează niște formule, dar în momentul în care afli că împărăția aceea este în tine, trebuie să-ți dai seama cu cât trebuie să te mobilezi mai tare. Cât trebuie să trăiești în spatele fiecărui sentiment, în spatele fiecărei emoții, să transmiți mesajul: te bucuri? Și te bucuri numai atunci când nu primești ceva la schimb. Înseamnă că dacă vom stoarce măcar acest mesaj pentru astăzi, nu vă cer pentru mâine, v-aș cere prea mult, măcar pentru jumătate de zi care ne-a mai rămas, până ajungem acasă, nici măcar jumătate de zi, reducem la maxim, facem o reducție clară. Luați-o pe jos, pe una din străzile astea cele mai vestite. Să zicem, uite, a venit și vremea ca Ștefan cel Mare să fie o stradă care să fie inaugurată. Duceți-vă pe strada aia și încercați să iubiți pe fiecare dorel din cauza căruia avem al treilea rând de tale, care sunt puse strâng, din cauza căruia nu se poate odihni nimeni pe o bancă, pentru că nici ergonomică nu e și nici de niciun fel și e praful de două degete, încercați să iubiți. Nu sunt de bun și nu sunt venit aici cu bruta. Numai în măsura în care veți încerca să spuneți, pe lângă acel tradițional atât s-a putut, să încercați să mergeți acasă și să faceți ceea ce vroiați să vedeți pe Ștefan cel Mare. Să luați praful după balustrada stării de bloc în care vă aflați. Să ștergeți puțin cu o cârpă în lift și atunci veți simți bucuria că sunteți în stare să iubiți. Să iubiți exemplul negativ al lui Dorel după Ștefan cel Mare. În momentul în care ați ajuns la așa subtilitate, vă promit că vă veți uita la tot ceea ce vă înconjoară cu alți ochi. Vă invit să iubiți și vă invit să vă gândiți să iubiți pe cei pe care nu iubește nimeni și pe cei pe care lumea îi categorisește printre cei care nici nu merită, vezi, Doamne, să fie iubiți. Iubiți pentru că numai așa puteți să aveți bucurie. Altfel ne întoarcem la întrebarea zilei. Dacă iubim numai pe cei care ne iubesc, ce bucurie putem avea? Așa să ne ajutăm.